Bugetele au o reputație proastă. Pentru mulți dintre noi, ideea de buget echivalează cu nevoia de a ne mulțumi cu mai puțin, de a ne limita sau a ne priva de lucruri pe care le dorim. Ce-ați spune însă dacă un buget ar putea de fapt să vă elibereze? Ce-ar fi dacă acesta v-ar ajuta în realitate să înțelegeți mai bine modul în care vă cheltuiți banii, astfel încât să faceți alegeri inteligente și să vă oferiți acele lucruri pe care le doriți cu adevărat? Câștigați mai mult decât cheltuiți, cheltuiți mai puțin decât câștigați. Pare ușor, nu-i așa? Bineînțeles că este nevoie de puțin efort și multă sinceritate pentru a ajunge la acest echilibru și pentru a învăța cum să vă descurcați cu banii de care dispuneți. Calculatoarele online sunt o metodă excelentă pentru a porni acest demers. Venitul este partea cea mai ușoară. Cheltuielile pot fi dificile. Chiria sau ipoteca, facturile pentru utilități, abonamentul la sală, telefonul mobil și cablul TV sunt un bun început, dar nu vă opriți aici. Nu uitați să luați în calcul și mesele în oraș, cafeaua cumpărată de dimineață spre birou și drumurile ocazionale cu taxiul. Lucrurile mici și tratațiile speciale implică în timp destui bani. Fiți onest, fiți realist. Cu cât puteți include mai multe detalii, cu atât bugetul dumneavoastră vă va fi mai util. Cum arată bilanțul dumneavoastră personal când trageți linie și adunați? Este în zona roșie sau în cea neagră? Dacă este nevoie să faceți ordine în cheltuieli, puteți apela la câteva trucuri simple, dar care fac minuni. Știm cu toții că a ne lua prânzul la pachet și a merge la serviciu cu transportul public sunt metode simple de a reduce puțin cheltuielile, pentru a obține în final economii mari. Pentru a face un buget funcțional, cel mai important este să vă stabiliți obiective. Uneori obiectivul poate să fie cumpărarea unei perechi noi de blugi, alteori o vacanță. Odată ce știți pentru ce vă doriți să economisiți, o să vă fie mult mai simplu să fiți mai selectiv cu acele cumpărături zilnice care, pe termen lung, oricum nu înseamnă prea mult pentru dumneavoastră. Cum mă voi simți dacă nu cumpăr acest lucru acum? Cum mă voi simți în acei blugi noi pentru care economisesc? Puneți în aceste calcule și puțin suflet și sigur o să vă fie mai ușor să economisiți. Există cheltuieli care sunt fixe și absolut necesare. Există însă altele pe care le faceți pur și simplu sub un impuls de moment. Învățați să faceți diferența. Cardul de credit și cel de debit vă pot fi de mare ajutor atunci când urmăriți să vă organizați cheltuielile pe categorii. Folosindu-vă cardul, veți avea pe extrasul de cont înregistrarea tuturor tranzacțiilor și nu veți mai fi nevoit să păstrați bonurile de la cumpărături pentru a identifica cheltuielile. Pe măsură ce vă echilibrați bugetul, pas cu pas, puteți începe să vă gândiți și la tabloul de ansamblu. De câte ori primiți salariul, puteți pune deoparte o sumă pentru a investi într-un cont curent sau unul de economii la termen. Puteți acum să vă relaxați și să vă uitați cum crește suma. Un curs pe care doriți să-l urmați, facultatea la care visați pentru copiii dumneavoastră, pensia, barca pe care ați dorit-o întotdeauna. Libertate! Pentru mai multe sfaturi de neprețuit, vă rugăm să ne vizitați la mastercard.com/pointers. Economisiți cu succes, cheltuiți inteligent și vă mulțumim pentru vizionare!